România are doi Hercule de mare viitor în atletism și ambii au doar 22 de ani. Sulițașul Alexandru Novac și aruncătorul de greutate Rareș Toader au stabilit la Cluj noi recorduri ale internaționalelor României, competiție cu o tradiție de 64 de ediții. Recordman național antitr la suliță, Alexandru Novac, CSM București, a reușit câteva aruncări de senzație la internaționalele României de la Cluj. Cea mai bună a măsurat 83 de metri și 42 de centimetri, nou record al competiției și totodată cel mai bun rezultat pe plan european la categoria sub 23 de ani. Novac a produs un adevărat cutremur în momentul aruncării. Urletul său a acoperit întreg stadionul. Aruncarea bombei a asigurat și calificarea directă la mondialele de la Doha din toamnă. Da, sunt foarte bucuros pentru biletele pentru Doha de anul acesta. Mă bucur că cu acest rezultat sunt și lider european la Under 23 și îmi doresc acolo să fac încă o surpriză așa foarte mare. Eu voi merge cu gândul de a-mi face un personal best, peste 86 de metri. Și îmi doresc foarte mult să vin în primii 12 sau de ce nu în finala mare de 8. Eu îmi doresc la Paris 2024 să fac o surpriză foarte frumoasă. Fost vicecampion olimpic de tineret în 2014 și vicecampion european de juniori în 2015, forțosul Rareș Toader a revenit după 3 ani în ovalul magic. La internaționalele României de la Cluj a reușit un spectaculos 20-60. A spulberat astfel vechiul record al competiției deținut de regretatul Ghiță Gușet, 20 de metri și 18 centimetri. Rezultatul reprezintă și un record național de tineret Under 23. Toader speră la o medalie la europenele de tineret din iulie din Suedia. Aruncarea greutății poate avea și surprize. Poți să dai și foarte prost, poți să dai și foarte bine. Ok, poți să te menții la un anumit nivel, dar niciodată nu știi ce îți poate oferi competiția. Obiectivul meu este într-adevăr Tokyo, jocurile de la Tokyo. În antrenament am reușit acest barem, însă nu vreau să mă pronunț pentru că sportul înseamnă modestie și lăsăm rezultatele să vorbească. A trecut fix un deceniu de la ultima medalie pentru România la un campionat mondial. Se întâmpla la Berlin prin celebra Nicoleta Grasu la aruncarea discului. Fosta mare atletă crede că viitoarea medalie tot într-o probă de forță se va obține. Ca orice sportiv își dorește medalii, dar fără sacrificii nu se poate lua medalii, vă dați seama. Că ne dorim ca aruncările să meargă și eu cred că, nu vreau să fiu rău, dar cred că tot pe aruncări se va auzi mai târziu și la mondiale sau la olimpiade, tot de aruncări se va auzi.